Salut! Din data de 18 februarie 2021 până astăzi, inclusiv azi, 18 iulie 2021, am postat zilnic câte un video pe YouTube. Am nevoie de o pauză. Știu că sună urât și poate să vă dezamăgesc, îmi pare tare, tare rău de chestia asta, dar sincer, am nevoie de o pauză de câteva zile și nu pentru că burnout sau chestii de genul ăsta. Nu, pur și simplu s-au adunat atât de multe proiecte de făcut încât nu pot să mai întind termenul de predare. Așa că am nevoie de câteva zile, maxim o săptămână, pentru a aduce la zi tot ceea ce am pe rol. Asta înseamnă că câteva zile nu o să mai postez, dar o să filmez în continuare. Adică o să filmez în continuare ce facem zilele astea și primul video o să fie cu un recap, cu o recapitulare, adică ce am făcut în zilele în care n-am postat. Sper să nu fie mai mult de 3-4 zile, dar așteptați-vă la maxim o săptămână. Îmi pare tare rău, dar vă rog să mă înțelegeți că chiar am nevoie de timpul ăsta pentru a aduce la zi toate proiectele, pentru că v-am zis, nu-mi place să întind predarea și am întins-o destul de mult cu câteva proiecte și mi-e jenă față de clienți. Vreau frumos să mă înțelegeți, sper că o să fie ok și o să fie, nu știu, bine primit această veste proastă. Mă simt că dezamăgesc aici, îmi pare tare rău. Chiar n-aș fi vrut să ajungem în situația asta, dar uite, de exemplu, ieri am avut o nuntă și am făcut un behind the scenes, adică Diana a filmat toată ziua până a mers la restaurant, de acolo am continuat eu. Și avem un behind the scenes foarte fine, doar că sunt 130 de giga de poze prin care trebuie să trec, să fac selecția lor, doar pentru alea pe care vreau să le pun în vlog. Plus vlogul în sine, care să arate cum am procedat tot, pentru că eu am fost fotograf și un abonat, Raul Pop, de aici din Cluj, cel care ne-a făcut animațiile, el a fost cameraman, el a filmat și Diana ne-a filmat pe noi și vrem să vă arătăm cum am lucrat în echipă cu un om cu care n-am mai lucrat niciodată. A ieșit foarte bine, a fost foarte fain, cel puțin din punctul meu de vedere, poate o să lase un coment Raul să ne zică care a fost experiența din punctul lui de vedere, dar whatever. Și vreau să-l fac ca lumea. Acum este ora 1:41 PM, deci imediat ar trebui să fie postat vlogul de pe ziua de astăzi, dar eu am dormit astăzi, am trebuia să mă trezesc la 6 dimineața în condițiile în care am ajuns pe la 1 acasă. Nu, nicio șansă, n-am putut. Și imediat trebuie să mergem la atelier să muncim. Diana trebuie să iasă de la muncă și, în fine, am întins-o prea mult și cu chestia asta. Deci, dați-mi vă rog frumos câteva zile și o să revenim în forță. Bun, mersi tare mult, ne cerem scuze și ne vedem data viitoare. Pa!